Sfidează legea și nu se lasă de panglica Sfântului Gheorghe. Astăzi, de ziua eliberării orașului Bălți de către Armata Roșie ocupaționistă, membrii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au purtat în piept simbolul agresiunii Rusiei în Ucraina. Deși a fost penalizat și a scăpat de pedeapsă, vechiul noul președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, nu a ezitat să încalce legea din nou. Panglica Sfântului Gheorghe simbolizează simbolul victoriei și noi la toate sărbătorile și sunt de ziua victoriei, luăm panglica Sfântului Gheorghe. Eu am fost amendat după sărbătoarea din 9 mai de anul trecut și prin decizie de judecată, judecata a luat decizia corectă. A spus că nu suntem vinoveți. Și consilierul municipal Serghei Grama a fost amendat anul trecut de 9 mai. Deși se află într-un proces de judecată, acesta iarăși a defilat cu panglica Sfântului Gheorghe în piept. Ce касаемо штрафов, у меня на сегодняшний день до сих пор после 9 мая продолжаются суды. Первая инстанция суда я выиграл, во второй инстанции вернули дело в апелляционной палате, вернули дело обратно в первую инстанцию. На сегодняшний день окончательного судебного решения нету, но я буду отстаивать свои права в рамках законного поля. La 80 de ani de la eliberarea Bălțului de sub ocupația fascistă, primarul Alexander Petkov a felicitat orășenii pentru faptul că au parte de pace. С этого момента здесь воцарился мир. И сегодня в условиях довольно-таки непростых я рад, что мы ценим мир. И мы должны знать, что фашизму на нашей земле места нет и не будет. Conform legii pentru etalarea, confecționarea și răspândirea simbolurilor interzise, persoanele fizice riscă o amendă între 4.500 și 9.000 de lei, cei care dețin funcții de răspundere de la 9.000 până la 18.000 de lei, iar persoanele juridice între 18 și 30.000 de lei.